Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine m-a revenit la o ediție cu adevărat evenimenta punctului culminant. Detonăm bomba serii. Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, face dezvăluirile momentului în studioul România TV. Este prima apariție a liderului Partidului Social Democrat după escaladarea crizei politice la vârf. Șeful PSD rupe tăcerea în studioul punctului culminant. Aflăm împreună cu dumneavoastră ce a negociat în ultimele zile de tăcere președintele Social-Democraților. Domnul Ciolacu va primi cele mai grele întrebări în această seară, atât de la mine, cât și de la analiștii colaboratori ai postului nostru. Ce a vorbit Marcel Ciolacu cu Florin Câțu și cu Klaus Iohannis și mai ales când? Ce au făcut reziștii șefului PSD sunt dezvăluiri totale. Veți vedea pretențiile partidului protestatarilor față de ceea ce denumeau ei mai demult, nu foarte demult, ciuma roșie. Și anunțul mult așteptat de o țară întreagă, Partidul Social-Democrat spune, prin președintele său, în exclusivitate, totul la România TV. Veți vedea și răspunsurile la acuzațiile de blat politic aduse președintelui PSD. Ce au cerut liderii din teritoriul domnului Ciolacu, aflăm în această seară, între multe altele, chiar de la domnia sa. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc că bună seara, mulțumesc. Începem cu întrebări. Începem cu întrebările, direct ce așa. Ce doriți dumneavoastră? Doamne, lămuriți-mă și pe mine, în contextul extrem de încordat politic la vârful țării, de ce reprezentanții dumneavoastră din birourile permanente ale Parlamentului, Cameră plus Senat, nu asigură cvorumul astfel încât moțiunea să-și vadă drumul ei firesc, să intre în dezbaterea parlamentară și cine vrea să o voteze, să o voteze, cine nu, nu. Dar știți că noi în România avem două mari crize. Avem o criză sanitară și o criză economică. Și plus una politică. Peste aceste două mari crize s-au gândit ei pe niște aranjamente și niște jocuri interne și pentru că nu s-au înțeles pe bănuții de la ministere, pe rectificări, pe cum își împar ciolanul acolo, pe angajări, pe cine iau, unde mut și pe funcții în mod specific, da, au creat și o criză politică. Bun. De unde am pornit? Cum, știți, cum ar fi un proprietar de club de fotbal? Să-i spunem că e Klaus, proprietarul. El a strâns toți pierzătorii și și-a făcut o echipă. Care joacă echipa prost. Aia joacă fotbal de 8 luni, ei nu prea se antrenează, stau mai mult la băutură cu antrenorul, stau, se facă, joacă, nu prea au, un singur lucru fac, scumpesc biletele la spectatori. Lună de lună și abonamente. Bun. În rest nu fac nimic. Vine altă echipă, îi bate de lesune apa în cap și o parte din echipa lor de fotbal al pierzătorilor vine la echipa care i-a bătut și zice că, domnule, nu veniți la noi în vestiar să-l schimbăm pe antrenor? Păi ce treabă avem noi, mă, cu antrenorul vostru? Plecați, mă, toți. Întorceți-vă la spectatori, la români, și s-a rezolvat problema. Păi, care este performanța ministrilor USR? Iau ei dreptul și au tupeul, deci în primul rând nu ne spun. Dom'le, trebuie să vină în Parlament, are legătura și cu mine, cu cine în opoziție. Sunt și eu și domnul Simion. Păi cu adevărat, domnul Simion partidul, pare că au luat legătura. Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România și cele mai mari grupuri parlamentare, mai ales că au câștigat alegeri. Bun. Nu vii și nu întrebi, și mă chem pe mine să intervin eu, să schimb tu antrenorul. Domnule, ce poate să facă PSD-ul să le arătă eu? Să fie arbitru, poate. Să le arătă cartonașele. Păi nu, galben, dar roșu. Ce? Bun, dincolo, unde e USR-ul acum? E la putere sau în opoziție? Că păi noi n-am înțeles. Și în căruță și în teleguță și o știm foarte bine. Adio, dar rămân cu tine. Capediștii de odinioară, dar întrebarea tot rezidă, domnule președinte Ciolacu. Bun. Moțiunea asta, acum, de cenzură, intrăm pe procedurile parlamentare. Da. Procedură parlamentară, eu cutumă oriunde, în orice stat democratic. Dom'le, puterea asigură cvorum. Asigură cvorumul la vot. Nu și în birou permanent, domnule. Asigură cvorumul peste tot, în toate structurile parlamentului. Păi da, puterea e cea conduce PSD-ul vreo camera parlamentului? Nu! Senat. Și atunci ce? Care e problema cu PSD-ul? Noi nu ne băgăm în lupta lor. Păi nu vă băgați în lupta lor, dar da, nu vă băgați la vedere, domnul Ciolacu, dar
Mai să spunem indirect, ajutați una dintre cele două părți aflate în conflict. Pentru adevărat. Că interesul liberalilor este să nu ajungă moțiunea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Care liberal? Că și ea sunt împărțiți. Păi... Dar vei să strâng acolo la ei investiari, să se ia la bătaie, să se liniștească, să-și dea toți demisiile, să nu mai fie ipocriți. Fiindcă ei sunt niște ipocriți acum. Îmi las toate structurile, deci toți angajații din stadion, neamurile mele, domne, știți, noi plecăm de la echipă, dar ne rămân angajați. Păi când ești la, când intri în opoziție, vii frumos și anunți. Domne, am intrat în opoziție. Din acest moment ne facem un plan comun de opoziție. Că, normal, opoziția își face așa, ca și puterea, planul ei. Suntem în opoziție. Nu, domne, trebuie să dăm jos pe Câțu ca să ne întoarcem noi. Și dar nu Câțu. Pleacă Dragu, dar nu pleacă secretarii de stat, dar nu pleacă prefect. Băi, ăsta e un bâlci. Băi, ticăloșilor. Bă, hotărâți-vă ce vreți. Păi, românii vor un singur lucru după toate studiile făcute. Când ajungi la 70% neîncredere și direcția României e strâmbă, una da. Greșită, nu mai ai altă soluție. Domnul președinte, înțeleg de la dumneavoastră că în actualul context Partidul Social Democrat va boicota reunirea birourilor nimic. Permanente eu la nu boicotez nimic. Păi nu, dar nu participați. Cum adică nu participăm. Boicotați? Să-și facă forum. Câteodată vin peneliștii, câteodată pleacă, să-și strângă. Eu astăzi am avut ședință de birou permanent național. Am avut și acum două zile. E posibil să fac și mâine. Mă întorc și discut cu colegii mei. Normal că durează mai mult, că între timp... Stați, înțeleg totuși că domnul Orban și doamna Dragu fac o magie. Oamenii de stat iau decizii politice. Da. Și se comportă ca niște oameni de stat, nu ca niște maimuțe. Nu vii și... Dom'le, sunt, vreau să plec, dar să mi-l dea ciolacul jos, că eu mă întorc. Mă, nu înțelegi că trebuie să plecați toți. Dacă domnul Orban și doamna Dragu reușesc magia aia, nu știu cum, să ajungă moțiunea de cenzură pe ordinea de zi. Am spus foarte clar. Votează partidul dumneavoastră moțiunea de cenzură? Am spus foarte clar că votăm moțiunea de cenzură și mai mult decât atât, presupun că USR-ul ne spune foarte clar că în acel moment mergem la alegeri anticipate, că nu mai există o majoritate. Dar de unde presupuneți dumneavoastră treaba asta? Pe atunci de ce depui moțiune de cenzură? Ca să-l dea afară pe Câțu, v-au și spus-o. Să-l dea afară pe Câțu să vină el. Să se întoarcă ei, da. Păi și ce, asta vor români? Și vă votați sau nu votați moțiunea de cenzură? Sau vă mai gândiți și la asta? Nu, domnule, eu am zis foarte clar, să ajungă la vot moțiunea și votăm. Și votați, da? Presupun că o să trebuiască să aibă o discuție cu noi. Data trecută au depus o moțiune, noi am propus o moțiune, am trimis textul. Ei au făcut o moțiune, n-au bunul simț să ne trimite nici textul. Mă, dacă vrei voturile unui partid, nu trebuie să și vorbești cu acel partid, acel partid să facă o ședință internă. Că nu m-a trimis mama în Parlament. Știți, a devenit, românii în Parlament. A devenit foarte interesant că neomarxiștii acuză Ciuma Roșie că nu-i ajută să-l dea afară pe premierul liberal. Chiar că e de noaptea minții, dar până la urmă ăștia sunteți în Parlament, alții nu mai avem. Dar de unde e ipocrizia asta? Să vii să mă acuzi pe mine că nu ți dau eu. Ce treabă am eu? Eu vreau să plece tot guvernul. Și vreau alegeri anticipate. Perfect. Dar nu e. Cine a făcut dumneavoastră acest? Știți, de ce trăim acest dumneavoastră cer? Știți vreun rând de alegeri anticipate organizate în ultimii 31 de ani în România? Dar poate asta nu înseamnă că sunt imposibile. Pe legi și pe eu am văzut că și în Bulgaria au fost. Nici în Bulgaria n-au mai fost până acum. Deci tot are un început în definitiv. Deci tot are un început. E vreun stat european care n-a avut alegeri anticipate în afară de România. Uite, colega mea Lili Rusa are o întrebare pentru dumneavoastră, domnule președinte. Bună seara, Lili, te ascult. Bună seara, domnule președinte. Aveți ocazia nesperată, aș spune, de a putea să dați în sfârșit jos guvernul Câțu, un guvern pe care îl acuzați de foarte multă vreme de incompetență și de corupție. Pare însă că v-a speriat cumva această oportunitate, pentru că dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, domnul Câțu rămâne în continuare la Palatul Victoria, iar guvernul său funcționează în continuare. Dat fiind faptul că știe orice om politic cu experiență, că în România sunt practic imposibil de organizat alegerile anticipate. Ce vă oprește să-l trimiteți pe domnul Câțu acasă?
Deci nu sunt singurul care crede că e imposibil să faci anticipat în România. Și... Nu, dar nu sunt imposibil. Și noi nu suntem crescuți la acea școală de gândire cu zi. Nu sunt imposibil. Dom'le, ce-și doresc românii? Să plece acest guvern. Da. Căderea lui Câțu duce la plecarea întregului guvern? Cu siguranță. Dom'le, câte autostrăzi a făcut rulă? Câți kilometri de autostrăzi a făcut rulă de 8 luni? Păi, noastră, că sunt și eu politic, noastră jurnalist. Zero, domn. Ăla are 0,2% la absorbția fondurilor europene. Trimiteți-l acasă. Avem cea mai mică infuzie de capital în economie. Din Europa. Da? Tot ministrul USR. Năsui. Uităm de bătrânii noștri, de tineri, de neamurile noastre care n-au avut acces cu bolnavii cronici la spitale. Trimiteți-l acasă, domnul președinte. Păi nu, că Barna nu vrea să plece. El vrea să-l dea afară pe după Câțu. Barna? Stați un pic, că îl trimiteți acasă cu tot cu Câțu și declanșați noastră negocieri în Parlamentul României, astfel încât să nu le treacă viitorul guvern. Eu nu pot să accept un ipocrit. Dom'le, ei sunt niște ipocriți. Eu nu pot să accept ca un ipocrit să folosească de PSD și de români. Ei mint acum. Mint cum au făcut-o și cu fără penal în funcții publice, și cu pensiile speciale, și cu o să PNRR-ul, care să vedeți cât de mare e. Nu merge. Nu merge această minciună. Hotărâți-vă. Veniți în opoziție. Dom'le, nu ajunge moțiunea lor la vot? Avem moțiunea noastră. Vă e teamă să preluați guvernarea într-un moment nu. Critic, economic și politic? Am mai spus și la dumneavoastră în studio. Chiar suntem pregătiți. Avem aproape 90% din programul de guvernare finalizat și avem pachete de legi fixe și exact pe domenii ce trebuie făcut în România în continuare. Astăzi am trecut legea cu consumatorul vulnerabil. PSD-ul a cerut s-au făcut trei comisii. PSD-ul. Stați, ba nu. Ei vreau să o ducă la 1 ianuarie. Da. Lege. Da. Deci nu era o prioritate pentru actual, nici pentru USR, nici pentru PNL, am cerut. Dacă și astăzi s-a reușit într-o zi, prin trei comisii, cu amendamente și în plen democratic, să avem, de la 1 noiembrie, să avem o lege pentru consumatorul mai mult. S-au mărit de la aproape 500.000 de ziceți locuințe. Ziceți că nu suportați ipocrizia domnului Barna, domnule Ciolac. Hai să vedem ce spune domnul Barna despre varianta că ei să plece cu totul acasă și să rămâneți dumneavoastră la frâiele guvernamentale. Hai să-l ascultăm pe domnul Barna. Sper ca moțiunea să-și repet această solicitare. Moțiunea trebuie să ajungă la vot. Și dacă va fi votată doar de USR Plus și tot este un drept constituțional pe care Florin Câțu, Marcel Ciolacu, echipa aceasta câștigătoare, Florin Câțu, PSD, trebuie să respecte românul pentru că este un drept constituțional. Deci cine a avut cel mai echipa mare, câștigătoare? Și cine a avut cel mai mare flair politic în ultimul an de zile? Cine? Barna, domnul. El a zis, domnule, eu îl vreau pe Câțu premier, nu îl vreau pe Orman. Deci el a creat singur echipa câștigătoare. Da. Ce treabă am eu cu Câțu, domnul? Săracul, cred că dacă aș fi în locul lui, când apar eu la televizor, aș închide televizorul. Cât m-am luat de el și de tâmpeniile făcute la guvern. Deci echipa câștigătoare e a lui Barna. El. Păi da, dar s-au certat, s-au luat de la principii. Habar n-am de la ce s-au luat. Trebuie să vină PSD-ul și românii, trebuie să vină să intervină. Păi nu este că e o mascară. Dom'le, am ajuns la 5 lei euro astăzi. Da. Oamenii sunt inconștienți. Ei nu guvernează nimic, n-are nicio eficiență. Domnule președinte, tocmai în contextul ăsta, așteptările celor nemulțumiți de modul dezastros în care, evident, guvernează ăștia, sunt la dumneavoastră. Pentru că orice amânare... Care e rolul președintelui? Nu-i rolul lui? N-a fost să facă un guvern de pierdători și să ajungă. Nu s-a văzut azi cu domnul Barna, domnul președinte? Să vadă cu domnul Barna atunci dacă caută soluții. Dom'le, v-a sunat domnul președinte de când a început criza asta? Nu, ne vorbim prin televizor. În continuare? Categoric. Și cu Câțu. Vorbim la televizor. Nu, stați un pic. Câțu are nevoie. Câțu are nevoie de sprijinul noastră, astfel încât să nu ajungă moțiunea de cenzură în dezbatere. Iohannis are de asemenea nevoie de sprijinul dumneavoastră să nu-i cadă favoritul de la Palatul Victoria. Domnul Iohannis vrea să construiască ceva normal? N-am zis pe mine mă întrebați? Întreb pe români. Păi cine am
Au votat. Dumnezeu că vine cu o Românie normală. Unde mă România aia normală? Asta e România ta normală. Da, cât timp îi lăsați, lăsați acolo, România continuă să fie normală. N-am eu atribuții de mediator. Nu de mediator. Atribuțiile de mediator. De dărâmător de guvern, domnul Ciolacu. De șef al opoziției. Dumneavoastră, Robin Hood, veniți, dați jos pe boierul cel hrăpăreț și vă așezați pe scaunul lui și guvernați pentru popor. Stai, că mă stai așa. Deci eu sunt drulă, domnule, eu plec cu ranga să dau magazine jos și să fac zero autostrăzi. Îi dați prin vot. Rolul oamenilor politici este să construiască, domnule. Ca românii să aibă un trai mai bun. Nu am înțeles. Îl dăm mâine jos pe Câțu. Nu e o problemă. Perfect. Îl dăm jos. E un pas. Ce urmează? Domnul Barna, ce urmează? Faci guvern cu aurul? Spune-ne, domnule, am un proiect politic. Nu a zis că face cu PNL, dar fără Câțu. Păi ce treabă am eu cu PNL-ul și cu Câțu și cu Barna? Adică l-aduc pe Barna înapoi în guvern, după ce și-a aia demisia. Dar ei l-au plecat. Cu Drulă și cu Ghina, păi ce la sunt pachet. Eu, Jolly Joker-ul lor? Ce-i PSD-ul? Să stea la... Păi nu vedeți că e o mascaradă? De fapt, nu e o criză politică pe principii. Nu e o criză politică de ține de nivelul de trai al oamenilor. Domnul e o criză președinte. Politică pe o luptă a lor. Să presupunem că noaptea asta să dorm bine. Să se ducă, domne, la ei, la preot, să se împace. Nu vine la mine. La preot? Păi de ăștia, aia de la USR erau cu antichriști. Ce să caute la popă? Păi să ia Simion. Domne, dacă vine Barna și spune, domne, uite, am depus o moțiune cu aur, fiindcă avem un proiect politic, când dai jos un guvern, vezi și pasul 2, nu? Așa. Că nu, am un proiect politic cu domnul Simion, facem un guvern. Haide, domnule, să stăm de vorbă. De ce guvern? Cum vreți să arate? Care e programul vostru de guvernare? Dar ei neagă. Că, domnule, spun că nu. Și că nu, domnule, noi vrem să dăm, dar pe urmă să ne întoarcem. Are domnul Barna, ați auzit, schimbă ceva în programul de guvernare? Domnule, și-au dat demisia. Guvernul Cățu-i căzut, domnule. În 45 de zile, guvernul Cățu... În 45 de zile, după cele 15 de când ia act, domnul... Nu este adevărat. Păi atunci spuneți-mi noastră care e adevărul. Deja 5 zile s-au dus de când a fost demis domnul Stelian. Așa. Deci păi ceasul a fost demis ăla. Nu e, domnule, credeți-mă că am păi cei mai buni dat demisia. În continuare, cei mai buni specialiști așa sunt la Partidul Social Democrat. Bun, domnul președinte, deci 5 spune... zile, 5 zile deja au trecut din cele 45. Mai sunt 40 de zile până când s-a schimbat compoziția politica a guvernului. Păi nu s-a schimbat. Guvernul, ba da. Nu. Eu și-au dat demisia. A pus un interimar în locul lui Stelian până când le dau aia propunere. N-ai voie de 45 de zile. Păi 45 de zile. Da. În momentul acesta, guvernul Câțu e căzut. În 45, în următoarele 40 de zile, repet, 5 zile au trecut. Ei trebuie să vină în Parlament. Trebuie să vină în Parlament la votul... Deci 40 de zile de acum încolo, da? Nu are voie nicio atunci, secundă... votați... Cum să nu votezi, domnule, să fie categoric îți duși. Da, haideți să vedem... USR-ul votează... Pe mine mă întrebați? Pe urmă, intrăm într-o procedură constituțională. Care mai durează o veșnicie. Nu, facturile curg... Nu, e că domnul Iohannis le face... Dar, singurul lucru pe care l-am putut face astăzi a fost să urgentăm exact legea consumatorului. Eu știu că cele trei ceasuri rele sunt ceasul domnul de la președinte, gaze, hai să presupunem și de la apă. Dar, deci care sunt cele trei ceasuri rele? Gazul de la electrică, de la apă și de la gaze. Care sunt cele trei ceasuri rele ale României? Chiar nu-i de râs. Dar... Păi nu, stați un pic. Hai, dacă tot vorbim politică, să presupunem că le dă noaptea asta Dumnezeu gândul cel bun, da? Și vă anunță mâine dimineață, bă, plecăm cu totul de la guvernare. Și noi, useriștii, și Câțu, și tot. Foarte da? Bine. Vă duceți la domnul Iohannis și domnul Iohannis, lovit brusc dânsul de o înțelepciune, intrăm stați un pic. În spiritul Constituției. Da, în spiritul Constituției vă însărcinează Marcel Ciolacu sau cine propunea Partidului Social Democrat să alcătuiască o majoritate parlamentară ca să-și facă... Are 10 da. Zile... Marcel să... Ciolacu cu cine face majoritatea are parlamentară? Zile, are 10 da. Zile primul ministru de desemnat da. Să-și creeze majoritatea. Bine, zicem că e Rafila sau oricine altcineva. Și domnul Rafila își crea da. Această majoritate. Cu cine? Își crea păi stați un pic, majoritate. Domnul Ciolacu. Domnule, există sunt... guverne minoritare. A... Adică,
Stați că vorbim numai de guverne minoritare, avem voie numai PNL. Păi, dar guvernul minoritar nu are majoritate, domnul Ciolacu, că e un nonsens. Nu, există și guverne minoritare. Păi da, dar guvern minoritar, ca să intre în exercițiu funcțiunii, trebuie să fie votat de o majoritate, fie conjuncturală. Să fie jumate plus unul care îl votează. Și n-au mai fost? Păi și cu cine le faceți? N-au mai fost? Înseamnă negocieri politice, că de asta se face. Păi politica. Domnul Ciolacu, negociați cu neomarxiștii? Negociați cu Ailu Câțu? Cu cine negociați? Da, cea mai sigură variantă să se iasă din acest impas, din punctul meu de vedere, fără ieșire, rămân alegerile anticipate. Nu o să se facă. Mă îndrăznesc să pronostichez. Vom vedea. Hai să vedem ce zice domnul Câțu despre o prezumtivă negociere cu dumneavoastră. Dar vă spun eu de acum că nu negociază. Eu, Florin Câțu, am intrat în politică și am spus foarte clar că niciodată nu voi face un compromis cu PSD. Partidul Național Liberal și eu, atât timp cât sunt în Partidul Național Liberal, nu va negocia cu cel mai mare dușman al poporului român. Retorica anti-PSD este mai actuală ca niciodată. Mie îmi place... ipocrizia pe care o văd astăzi, îmi place între ghilimele, în spațiu public. Dacă PSD ar fi fost alături de USR, nu ar mai fi fost blat niciodată. Păi vedeți, domnul Ciolacu, deci dumneavoastră sunteți reprezentanții celor mai mari dușmani ai poporului român. Și dumneavoastră îl țineți pe ăsta în funcție. Eu am văzut și Ardealul, domnul. Nu știți? Da, eu nu pot chiva cu PSD. Mai nenorocire a făcut PSD-ul ăsta. Între timp, toate aceste minciuni au început să afle românii. Da, când da, au fost da, toate minciunile lor pe care le-au folosit să ajungă la guvernare, s-au năruit. Cel mai grav lucru este ineficiența totală a acestui guvern. Eu n-am văzut și nu cred că românii n-au văzut un guvern atât de slab, de ipocrit, și de ticăloși. Nu am crezut că în istoria României va exista așa ceva. Domnul Ciolacu, slabii, ipocriții și ticăloșii stau în continuare la putere doar pentru că dumneavoastră nu-i dați jos. Sunt dat jos, domne. Nu sunt dat jos, domne. Sunt dat jos. Câțu nu mai e momentul care și-au dat miniștrii demisia, Câțu nu mai e. Dar USR-ul, ca să facă de râs până la capăt, și felicit pe cei de la Aur că i-au tras în această capcană să folosesc de ei, mai își lasă și restul armatei în spate, adică neamurile și pilele, domnule, nu îi lăsăm prin guvern, că... Mă, nu vede... Mă, ce e asta, mă? Ce e mascarada asta, mă? Fiți, mă, oameni politici de, mă. Domne, am plecat, nu ne mai înțelegem, am plecat de la guvernare. Pică guvernul? Ne întoarcem? Nu poți să ieși, să spui, am depus azi moțiune să pice Câțu ca să ne întoarcem la guvernare. Domnul președinte, mă, măcar ai bunul simț să spui, domnule, pică guvernul ăsta și formă mergem la, președinte și medie. În seara asta mă simt ca în Tom și Jerry de s-a legat oia în cer. Dacă vine moțiune la vot, o votează PSD-ul. Deci o votează, da? Da. Bun, faceți, domnul președinte. Nu vă faceți problemă. La dumneavoastră în studio am anunțat și tot aici. Și tot aici și dați jos, da? Măcar dacă îți ducem până la capăt. Domnule, Câțu-i dus. Domnul președinte, la această oră. Vă rog eu să mă chemați și peste 40 de zile. Câțu-i căzut, domnule. Dumnezeu, cu 40 de zile sună urât, sună ușor morbid, da? Așa. Domnul Ciolacu. Eu nu-l urăsc atât de mult. Deci, la această oră, România se confruntă, cum spuneți noastră, cu o imensă criză, da? Economică, sanitară și politică, da? Am avut 2000 de cazuri. Criza asta este, sau e full mixul ăsta de crize, o să discutăm imediat despre succesul vaccinării. Mixul ăsta de crize, domnule președinte, are deasupra, ca găina în vârful grămezii, un prim-ministru demonstrat ocnaș, da, oțetar, da, și țepar. Da. E, omul ăsta care întrunește toate calitățile astea la un loc, stă acolo unde stă încă 40 de zile, cât spuneți noastră, doar pentru că principalul lui adversar politic, dușman, cum îi zice el, dar nu, nu dă jos. Nu este adevărat. Nu i-am zis că nevoie. Dumnezeu, să apară omul care l-a pus, șeful de club, Iohannis. El l-a pus, mă, să iasă să spună, măi, oameni, nu se mai poate, am greșit. A fost cea deci mai mare eroare politică a un moment de smerenie colectivă al domnului Iohannis? Dom'le, dar nu trebuie să-și asume. Să-mi asum eu din opoziție greșelile. Păi nu le asumați, le penalizați. Le penalizați. Păi l-am penalizat, suficient, o să plece acasă. Îmi spune, e plecat acasă. Dar nu ca să fie folosit PSD-ul să-și facă aranjamentele și șantajele Barna.
A înțeles toată lumea. Hai să vedem ce a înțeles domnul Chiriac, că dânsul e mai înțelegător decât noi. Bună seara, domnul Chiriac! Bună seara, Victor! Bună seara, domnule președinte! Bună seara! V-am urmărit cu mare atenție și am înțeles în toată această perioadă, dar și seara asta la Victor Ciutacu. PSD a câștigat alegerile, știm cu toții, președintele Iohannis, forțând Constituția, v-a trimis în opoziție. Care este principalul obiectiv al partidului dumneavoastră aflat astăzi în opoziție? Care este principalul obiectiv politic? Ce doriți să faceți? La ce vreți să ajungeți? Redreți, în primul și în primul rând, să venim în Parlament cu cât mai multe legi pe redresarea economică. Este evident că nu o să treceți. Ba da, am trecut astăzi legea consumatorului vulnerabil. Bun. Deci nu e un prim pas. E un pas, domnule. Este un pas. Cât timp guvernul, fiindcă guvernul nu funcționează, haideți să fim cu toții, e evident că nu e un guvern care să ofere ceva, să vină cu soluții la o asemenea criză. O să venim în Parlament cu aceste propuneri și să încercăm să redresăm din opoziție. Păi cum încercați să redresați din opoziție? Cum? Să trecem legile. Pe cu cine? Cu BSB-ul? Păi ce ăștia discutați? Astăzi am reușit să facem acest lucru. Pe au un interes. Veți vedea că venim... Intră în iarnă cu poporul răscula. Imediat acum cu majorarea salariului minim pe economie. Păi brusc... Fără să mai... Am văzut brusc îl încurcă și pe Câțu. Am văzut când am citit Facebook-ul lui Câțu, am crezut că citesc Facebook-ul lui doamna Firea, că doamna Firea a postat de ieri și a ieșit și Câțu. Mările spuneți să întâlnesc în momentele cheie. Da. Alegerile anticipate nu sunt printre obiectivele dumneavoastră politice. Ba nu, ba da, tocmai a zis un pic înainte. Mă contrazice domnul Ciutacu că nu se poate. Eu zic că nu se poate, domnul Chiriac, că cel puțin n-am văzut. Nu este obiectiv. Eu sunt ca Olteanu cu girafa, așa ceva nu există dacă n-am văzut eu. Domnul Chiriac, nu e obiectivul PSD. Nu mai poate să iasă din criza asta. Ei nu mai pot construi un guvern și o coaliție normală. Toate principiile din prima zi de când a funcționat această coaliție a fost pe șmecherie și pe cum își împart banii între ei, cum își construiesc agenții de sănătate unde să ducă nu știu câte miliarde de euro, cum nu știu câte miliarde la consultanță, cum să ducă nu știu câți bani la CFR, că nu știu ce pile sunt acolo. Nu vede că nu funcționează. Nu e altă soluție. Te întorci la popor. Nu e o catastrofă. O înțelegere cu... AUR și USR Plus pentru alegeri anticipate ar putea debloca situația? Categoric. Categoric. AUR a anunțat că doresc alegeri anticipate. USR-ul nu a anunțat nimic. Ei ne anunță că vrea să plece Cățu să se întoarcă la guvernare. Pe cai mari și să arate ei cum schimbă ei primii miniștri de câte ori vor ei. Păi vă dați ce precedent se creează? Deci USR-ul vine și sesiunea următoare. Și spune, domnule, nu ne mai place de Orban. Am depus o moțiune cu AURU și vrem să-l dăm și pe Orban jos. Hai, PSD-ul a venit să votați. Asta e democrație, asta e șantaj, domnule. Asta e ticoloșenie. Miercurea trecută a început tot acest scandal, tot acest haos, când a fost schimbat ministrul justiției, domnul Stelian Ion. Noi, presa, am speculat și cred că avem mare dreptate că totul a pornit nu de la PNDL, nu? Că nici n-are bani Cățu să dea în PNDL, ci de la schimbarea procurorilor șef din instituțiile, din parchetele de forță. Acest lucru arată că, iată, cade un guvern în bătaia cine numește procurorii șefi de la parchete. Mă rog, sau numește cine controlează? Dar îi propune... Exact cum spune de-a dreptul Victor, cine îi controlează? În această situație, PSD-ul nu ar trebui să analizeze legile justiției și să vadă cât de strâmbe sunt? Adică cum se poate păi să... Păi n-am mai încercat odată și a ajuns să Am avut puterea și nu s-a reușit să facă ordine. Și știți și costurile care au fost. Nu, asta nu înseamnă că ceea ce se dorea să îndrepte. Părerea mea, în acest moment, CSM-ul trebuie să aibă mai multe atribuții. CSM-ul trebuie să aibă un drept de veto
la aceste numiri până să aibă dreptul de veto președintele. Și președintele trebuie să țină cont de avizul de la CSM. Deci dacă nu lăsăm justiție să fie independentă, nu vom avea aceste discuții și, Doamne ferește, ne vom întoarce la anii pe care i-am trăit ceva foarte aproape. E un lucru foarte delicat și nu se rezolvă nici la televizor, se rezolvă prin transparență, prin discuții între specialiști, între magistrați, atât judecători cât domnul și procurori. Președinte, dumneavoastră credeți că cineva care a avut vreodată în viața lui control pe magistrați, pe procurori, pe judecători, pe cine vreți, va renunța de bună voie la el? Nu, doar prin legislație. Nu poți, decât prin legislație să rupă data aceasta. Nu, nu vedeți ce e pe secția Păsiju cu desfințarea? Ba da, văd și... Nu înțelegem cu toții ce se întâmplă. Știți că am mai trecut o săptămână din septembrie și tot nu avem rezultatul numărătorii voturilor de la doamna Arman? Păi da, mai vorbește cineva. Doamna Arman s-a pitit în gunoaiele din sectorul... Dar procurorii ăia, virtuoși de la Siju, unde sunt? Că numără și aia de... S-a îmbolnăvit, domnule, procurorul. Acum eu sunt medic. Și așa am auzit și eu la televizor. Păi și nu a trecut? N-a ieșit de boală? Păi nu știu. Păi nu știu, parchetul general a anunțat? Nu avem guvern, nu au zis să răspund. Dar îți mai trebuie o decizie a procurorului ca să-i chem pe oamenii aia la audieri când ai văzut procurorul filmările cheamă, domnul cum luau din sa și băgau un rucsac. Ce n-ai văzut? Suntem chiori, tot poporul românii chiori și tâmpit. Nu se duceau lângă sa și cărau ăla, cu hârtie. Păi da, procurorul ăla de-i bolnav făcut, nu i-a chemat la audiere. Ăla? A zis că are o tactică. Siju anchetează un magistrat, fiindcă șeful de secție era procuror. Da, șeful, da. Restul nu-s procuror, bă, Dan Clotil n-are imunitate, nu-i procuror. Nu-i magistrat să o ancheteze Siju. Soțul ei, care era prin secție pe acolo, fluiera. Era aia de, aia de umblau prin sat, cei erau judecători și procurori. Aia de intră, dacă intră vreo unul la noi în casă să fure și nu-i procuror, nu-l ia. Și au mai, pe procuror au mai intrat unii și nu a găsit nici în zilele noastre. Păi nu-i ca un furt, ba un furt din sat. Păi nu, e mai rău. Nu vorbește nimeni, e pitită. Cosmin Gușă în legătură directă și el cu noi cu o întrebare pentru domnul președinte Ciolacu. Bună seara, Cosmin. Salut, Victore, bună seara. Bună seara. Marcel Ciolacu, acum... Nu avem cum să ne prefacem că nu suntem amici și să ne spunem cu domnul sau domnul președinte. Nicio problemă. Puteți să săriți peste domneală. Știți că da. Și la partii folosesc. Îmi pare rău, chiar ca să înțeleagă lumea, îmi pare rău că cred că avem vreo lună, două de când am vorbit. Dar... Da. V-am facilitat eu în această da. Seară. Vă mulțumim. Da. Te rog, Cosmin. Da. Am o întrebare, ca să profit de asta, am o întrebare dublă care vizează, de fapt, același subiect cu două percepții diferite, subiectul legat de atitudinea oficială a PSD-ului, exprimată, bineînțeles, prin vocea lui Marcel Ciolacu în calitate de președinte, pe care chiar l-am lăudat după evoluția destul de grea de la ședința de duminică în plină criză. Întrebarea mea sună așa. Una e legată de percepție, alta e legată de realitate. Care vor fi acțiunile lui Marcel Ciolacu pentru ca să dărâme această percepție de colaboraționism în fiajul lui Klaus Iohannis? Pentru că asta este un lucru foarte important într-o criză politică care poate să decidă sau nu dărâmare de guverne, rămâneri în funcție și așa mai departe. Și doi, tot legat de acest lucru, care sunt acțiunile concrete prin care PSD-ul se va forța să-și folosească și inteligența, dar și potențialul parlamentar pentru ca să blocheze această degringoladă din guvernare care deja se vede în buzunarele românilor și mă refer la creșterile galopante și nejustificate de prețuri și aici pun un ingredient în condițiile în care un fost PSD vechi amic de-al nostru, Dumitru Chiriță, este președinte la ANR și ar putea să fie solicitat să dea toate datele necesare, care să arate probabil în opinia mea, poate n-am dreptate, dar eu cred că am, că aceste scumpiri la energie sunt justificate în mod fals și cred că PSD-ul are aici o datorie pentru ca să nu intrăm
într-o sărăcire pe termen mediu abruptă a populației? Asta a fost întrebarea, e cam lungă, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. În primul și în primul rând, am fost la BPR-uri și ne-a trecut comisia de anchetă pe energie, unde vom chema absolut pe toată lumea, inclusiv ANRE-ul, și să se afle odată adevăr. În primul rând, guvernul ar fi trebuit să vină cu o plafonare de minimum 6 luni la prețuri. N-a făcut-o, domnul Brăcin. Este o inconștiență în prag de iarnă, când tu nu mai gestionezi nimic, nu ai informații, n-ai nicio eficiență, să nu cauți să plafonezi și pe urmă să intervii punctual să vezi unde s-au scăpat lucrurile. Sunt cele mai mari scumpiri din Europa, de departe. Chiar avem, îi rog pe colegii mei să ne dea, eu țin foarte mult la graficul ăla, este chiar de, înțeleg, graficul oficial al Uniunii Europene sau al Comisiei Europene cu privire la tarifele energetice din Europa, unde într-adevăr România este absolut năucitor peste oricine de departe. Ăsta este graficul, domnule președinte. Ceea ce privește blatul. Sunt în acest moment președintele Partidului Social Democrat. Domnul Iohannis nu a avut alt vis decât să distrugă această formațiune politică. Prima oară când s-a ieșit cu blatul a fost când noi am luat o decizie politică să avem un guvern în primă pandemie. Ne-am așteptat să fie, oamenii să aibă alte agende și să fie atât de slabi când a fost domnul Orban. E cu totul altceva. Dar a fost un moment pe care eu l-am considerat de responsabilitate. Aduceți-vă aminte că era, cred că, vârful scandalului și între mine și Iohannis și între PSD. Nu exista ieșire. Acum, ca să-mi determine mie și colegilor mei să ne asumăm o decizie greșită, fiindcă e o decizie greșită să mergi după aiurelile USR-ului și mofturile USR-ului și negocierile USR-ului. Să nu credeți că USR-ul face acest joc degeaba. Ei fac un joc de șantaj. Nu poate să mă... poate să spună de 7.000 de blat. Eu știu foarte bine că nu există niciun blat. Eu știu foarte bine că n-am nicio negociere cu Iohannis și mă țin genunchii să duc această bătălie. Românii vor vedea exact adevărul și ceea ce se întâmplă. E o mascaradă, culmea, creată de către Iohannis. Și ați văzut să genereze haosul? Nu au niciun interes, domnule. Nu are capacitatea de a recunoaște când greșește. Domnule, am greșit cu ăștia la guvernare. Când i-am luat pierzătorii și i-am pus, ăștia nu sunt în stare să gestioneze România. Nu sunt în stare să aibă un guvern. Nu poate, nu are capacitatea asta. Nu are empatie față de ce se întâmplă. Când se uită la prețul, păi la și vedeți că, până la urmă, poporul ăsta a ajuns la mâna noastră. Guvernul ăsta de incapabil nu poate pleca decât cu focul noastră. Să dispară PSD-ul din decizia politică. El a anunțat cu tristețe. N-a dispărut PSD-ul. Mai mult, PSD-ul a câștigat alegerile. Și la ce v-a folosit? Cum adică? Că ați câștigat alegerile. Suntem în opoziție și... Păi ați câștigat alegerile, sunteți în opoziție. A încălcat el Constituția. Ce-a folosit? Suspendați-l, dați-l jos. Nu există un partid, nu trebuie să stea numai la putere. Dacă nu va ieși cu Băsescu, poate la asta merge. Să-l reinventăm. Să-l domnule, să vadă oamenii foarte bine. A lăsat să se erodeze încet și sigur? Nu las eu să erodeze. E alesul poporului, poporul are întotdeauna dreptate. Păi da, dar poporul l-a suferă după alegerile pe care le-a făcut. În acest moment la guvern. Da? Cosmin, cât de ipocrit poți să fii să toată campania împotriva ciumei roșii, da, cu fără penal în funcții publice, Barna să-l susțină pe Câțu, să nu-l vrea pe Orban, a mers cu echipa câștigătoare de acum un an, să vină dezvăluirile din America cu infracțiune clară. A stat la, a stat două zile, că cât a stat el nu știe la pușcărie. Și să spună Barna, domne, nu știu, e o problemă internă a PNL-ului. Ne zici, mă, tu fără penal în funcții publice. Le-am cerut la Senat. Prindeți-mă pe ordinea de zi legea cu fără penal în funcții publice.
Și? Ați mai auzit pe vreo unul că vorbește? Nu, domnule, e blat între... N-am nicio treabă cu Câțu. Să se hotărască. Domnule, dărmăm guvernul și ajungem la anticipate. Sau ajunge până la anticipate, normal. Intervine președintele și avem o mediere. Se poate forma o majoritate, ok. Nu se poate, la revedere. Nu vom susține exclus vreun guvern minoritar PNL. Este exclus ca PSD-ul să facă guvern cu PNL-ul. Dar ce cu să aur? Fac eu guvern? Cu Turcan? Cu Oraș? Cu Cățu? Ce să facă PSD-ul cu ei? Da, cu aurul sunteți dispus să stați de vorbă? Cu aurul poate face un guvern USR-ul, că am văzut ca o moțiune. Păi dacă nu-l face USR-ul. Un demers politic. Când te unești într-un demers politic, care e finalul? Pică Cățu. Pe urmă, domne, cei care l-au dat pe Cățu jos, domnul, vin cu un proiect politic. Domnul Ciolacu, stați un pic. Nu, noi vrem să trăim într-o... Toate partidele astea sunt legitime. Noi vrem să trăim într-o Românie normală sau vrem să trăim în continuare în România lui Iohannis? Eu vreau să trăiesc într-o țară întreagă la minte și nu mi iese de foarte mulți ani de zile. Regulile se fac în Parlament. Da, domnule președinte, aici vreau să ajung. Toate partidele pe care le enumerați noastră sunt partide parlamentare. Ajuns acolo legitim în votul cetățenilor. Categoric. Mai mare sau mai mic. Categoric. Da? Dumneavoastră v-a dat electoratul 30 ceva la sută la vot. Ca să faceți un guvern, vă place sau nu, oricât de minoritar ați putea fi, tot aveți nevoie de sprijinul unora din ăia legitim din Parlament. Politică. Da. Există negocieri. Este exclus ca PSD-ul să intre la guvernare dacă nu are propunerea de prim-ministru. Poate să facă un guvern minoritar PSD-ul. Dar cineva trebuie să-l voteze și pe minoritarul ăla de guvern. Alea sunt negocierile după ce președintele înțelege să respecte spiritul Constituției, să desemneze primul ministru de la PSD. Nu mă duceți la... Domnul președinte, hai să luăm pe scurtătură. Cât aveți dumneavoastră cu UDMR-ul și cu minoritățile împreună? Tot lipsesc vreo 20 de vote. Tot lipsesc vreo 20... Deci, dar nu mult. În ăsta 20 de voturi și în voința domnului Iohannis să stea cheia... Dar momentan avem o alianță. Da. USR, AUR, care au depus o moțiune. E o alianță conjuncturală, domnul președinte. Să-l dea jos pe Câțu. Nu vor să facă nobil, dacă și nu vor să facă și guvern? Nu știu. Ei nu recunosc. Dar nu, domne, am venit cu o moțiune. Doar să-l înjur pe ăla. Oamenii nu mă apără. Nu înțelegeți că e singurul vinovat pentru care guvernul nu merge? A, Ghinea e ok cu PNR. E ok, nu scrie nimic de Ghinea. Are absorție de 0,2%, domnule, în 8 luni. 0,2%. Păi a fost ocupat cu scrisul. Are potențial de creștere, că pe timpul lui Cioloș a plecat de la 0. Păi vedeți? Potențial mare de creștere. Te rog, Cosmin. A, domnul Gușă nu mai e alături de noi. Rămânem noi doi. Da. Așa. Aveți arul ăsta să mă... Vă enervez, nu? Sunt enervat. Nu. Păi nu, dar eu încerc, domnul Ciolacu, sunt absolvent de studii tehnice și încerc și eu la aritmetica aia primară și la politica aia normală. Ca eu și eu vreau să ne întoarcem la o logică normală. Dom'le, se creează o majoritate care dă jos guvernul, care are un proiect politic, care vine cu alternativă. Nu se creează o majoritate total... Puteți să-mi spuneți orice. Dacă îmi spuneți un lucru care îi aseamănă pe USR și PAUR, eu vă dau premiul. Cum să nu? Ce? Au la bază același tip de electorat, numai că s-a splitat. Nu vorbesc de principiile lor în viață, dacă au vreo relație. Păi uite, există... Nu, vedeți, noastră a spus că politica e despre negociere, domnul Ciolac. În acest moment. Să duce Simion la Gay Pride și să duce Barna la Sfintele Moaște. Și să rezolvă cazul. Dom'le, tot ce se întâmplă acum e o vendetă politică. A cui împotriva cui? A USR-ului împotriva lui Câțu. Că nu s-au înțeles pe nu știu ce... Și dumneavoastră vă pare rău de focul lui Câțu? Nu puteți să dormiți noaptea? Nu, n-am probleme cu focul lui Câțu. Nu, a ajuns moțiunea la vot? Păi n-a ajuns că dumneavoastră la spune. Păi am eu președintele camerei. Nu e Orban de la PNL. Aveți membri birou permanent. Mă, dar președinta Senatului, nu-i doamna. Să găsească soluții, că de-aia-s șef. Păi să-i țină cu șapca pe dumneavoastră la muncă. Păi dar ai mei sunt în Parlament cu oamenii. Au închis Zoom-ul. Nu e adevărat, ai mei și sunt acolo în Parlament. Au fost azi, au trecut legea. Păi să trimită pândarii după ei? Păi ce treabă au cu ai noștri? N-au o majoritate. Cum s-au numit șefi? Ca să fii șef, îți creezi o majoritate. Da. Nu și-au creat ei o majoritate și au pus șefii. Păi da, acum șefii. O parte a acelei majorități nu vrea să plece de la guvernare. Mă chem pe mine.
Păi zic, mă, băiete, atunci schimbăm și șefii, schimbăm tot, mă. A? Facem o nouă construcție. Înseamnă că ce ați făcut voi nu deci, e eficient. Dar... Păi, nu urmă, la plecarea asta colectivă la nu care faceți referire, nu reușim să facem să iradeți și pe Orban și pe nu Dragul, dacă nu? Vreți, păi dacă nu, n-am eu treabă cu Orban și cu să stai acolo cât ori vrea ei. Dar păi să nu? Gestioneze lucrurile dacă tot să... Păi ce să gestioneze dacă ai dumneavoastră lucrează? Păi cine, PSD-ul e o unealtă, luptele lor interne, PSD-ul face legi. Și am demonstrat astăzi că avem această capacitate. Am demonstrat că am avut capacitatea să trecem prima comisie de anchetă de când sunt ei la guvernare, de când există această nouă majoritate. De 8 luni de zile. Noi ne vedem de treabă, noi avem treabă cu români. Nu se mai îndepărtează PSD-ul de la agenda României. Nu intră nicio șmecherie de-a lor și tot felul de... N-am nicio negociere, că a ieșit asta cu PNDL 3. A ieșit ăla năsui, da. După ce a făcut praf economia, IMM-uri. Sunați un antreprenor acum să aflați o părere de la el. A ieșit că am oprit un jaf. Ce jaf, mă? Ai oprit dezvoltarea comunităților din domnul țară. Domnul președinte, mulțumesc mult că a fost alături de mine în seara asta. Ne-am înțeles că nu ne înțelegem deloc. Guvernul Cîțu pare să-și continue cel puțin o perioadă de vreme efemera existență, foarte dezastroasă scurt, pentru... Foarte scurtă. Contez pe promisiunea noastră. Domnul președinte Ciolacu a promis pentru a doua oară consecutiv că dacă moțiunea ajunge pe ordinea de zi, PSD-iștii o votează. După o extrem de scurtă pauză, domnilor și domnilor, revenim spectaculos și vă prezint documentul care aruncă totul în aer. Veți vedea secvențe din jaful dat în ultimele 48 de ore în ministere. Ce fac greziștii și la această oră? Devoalăm planul nenorocit, malefic. Saci, dosare și urme șterse. Am aflat totul, doamnelor și domnilor. Sunt urlete, zbierete în ministere. Greziștii bat cu pumnul în masă. Companiile sunt devalizate. Pilele sunt infiltrate în funcții. Veți vedea și stenogramele întâlnirii Iohannis Barna, doamnelor și domnilor. De ce l-a enervat președintele României pe șeful neomarxiștilor și cum l-a făcut Barna pe Iohannis după întâlnire? În doar câteva momente. Rămâneți, merită.